Într-o zi capricioasă de aprilie, pe una dintre străzile centrale ale Clujului, în calea trecătorilor numeroși, mielul pascal se dăruia în forme și culori nemaipomenite și netrecătoare. La librăria Gracie's Home, mai precis, unde a avut loc vernisajul expoziției Mielul a grupului de artiști Atelier Plus. O expoziție în care artiștii au pășit cu îndrăzneală în fața lucrărilor lor și au chemat publicul în aventura descifrării operelor de artă împreună, în dialog. Sunt Anca Brășolan Șebeștien și vă invit și eu în această aventură pe urmele Mielului prin fragmente din expoziția artiștilor de la Atelier Plus. Atelier Plus este un grup de prieteni pe care îi animă arta și ceva în plus. Cei care nu cunoașteți personal pe artiști, probabil v-ați întrebat ce este acel ceva în plus. Ei bine, tema expoziției de față vizează tocmai acest element, care unește, care inspiră și care animă pe artiști. Prin operele lor, așa cum deja v-ați familiarizat cu ele, artiștii ne conduc spre traseul mielului. Traseul mielului din veșnicie în veșnicie. Din veșnicia trecută în veșnicia viitoare. Soluția găsită de Dumnezeu încă înainte de întemeierea lumii pentru degradarea umanității, deși prevestită în Vechiul Testament, nu a fost primită de cei care așteptau venirea ei. Pentru că această soluție nu încăpea în mințile oamenilor. Dumnezeu întrupat într-un om, păstorul în chip de miel, împăratul murind ca un tâlhar, eternitatea a punctat atunci istoria, însă ei nu l-au cunoscut. Un astfel de adevăr rămâne și astăzi la fel de greu de înțeles și de interiorizat doar cu rațiunea și extrem de greu de surprins în cuvinte. De aceea artiștii ne ajută și surprind cu multă dibăcie în forme și imagini un astfel de adevăr. De aceea opera lor mustește de profunzime, de semnificație și adevăr. Mesajul lor vorbește inimii noastre mai clar decât 1000 de cuvinte. Ne intrigă, ne provoacă și ne determină să luăm o poziție față de un astfel de gest de dragoste, un unic gest de dragoste pe care Mielul lui Dumnezeu l-a dovedit pentru noi, umanitatea. Pentru Brâncuș, explicarea unei opere înseamnă a-i smulge acea forță interioară cu care a investit artistul în timpul procesului de creație. Leonardo da Vinci însă ne spune că cea mai înaltă, cea mai pură formă de plăcere este plăcerea înțelegerii. E bine, ca să ducem cele două afirmații la un numitor comun, artiștii ne vor oferi niște chei de interpretare ale operelor. Chei care nu vor spulbera aura de mister din jurul lucrării, ci o vor potența. Așa că îi vom asculta pe artiști, fiecare vorbind despre opera unui alt artist. Mie îmi revine bucuria foarte mare de a vorbi despre prietenul și finul meu, Petre Leacu, lucrarea de acolo. Se cheamă Drumul Mielului. Vă invit să vedeți faptul că, în primul rând, avem de-a face cu o pictură. Pictura înseamnă culoare. E bucuria culorii, e emoția pe care o creează culoarea, mesajul pe care îl transmite ea. Și iată aici o atmosferă întunecată, destul de stranie. Vă invit să vedeți că în partea de jos, foarte tainic, se profilează un miel, un țap ispășitor. Îl vedeți în partea de jos. Da? În întunericul acela. Iar în partea de sus, în constelația aceea extraordinară, vedem un miel alb sugerat. Îl vedeți? Da? Bun. Deci este vorba despre cele două aspecte ale misiunii Mântuitorului Hristos. Și anume, știm bine că în ritualul iudaic preotul lua păcatele națiunii și le punea pe acest țap și îl trimitea pe țap unde? La ținutul lui Azazel.
de pustie, da? De unde să nu aibă șansă să se întoarcă. Deci se trimiteau păcatele poporului într-un ținut al morții. De aceea vă invit să vedeți că în spatele mielului este un soare în peisajul acesta. Dar soarele acela este negru. E ca un orificiu, ca o gaură neagră a Universului, unde acest țap încărcat cu păcatele noastre pleacă. Dacă ar fi să-i spunem mai vulgar, i-am spune pleacă spre coșul de gunoi al Universului, ducând păcatele noastre. Dar în același timp, Iisus Hristos, care a coborât în iad cu păcatele noastre, Iisus Hristos este și cel de sus, alb, celest, puternic, îl vedem într-o atitudine dintre asta extrem de nobilă, este Iisus Hristos cel viu și etern. Eu am ales să vorbesc despre lucrarea artistului Iurie Cojocaru. Și de ce am ales să vorbesc despre lucrarea lui este pentru că pe mine m-a frapat, ca să zic așa, și m-a intrigat, în primul rând, contrastul între să zic, poate aș putea zice, viață și moarte, lumină și umbră, și în același timp cu o poziție foarte atipică. Nu m-aș fi așteptat nici la această abordare, să zic, și de asta mi-a și plăcut și m-a impresionat mielul, care se vede aici fiind sugerat, ca o sursă de lumină. Îl observ ca și o sursă de lumină, dar o sursă de lumină colorată, el în sine fiind lumină. Iar apoi acest joc ludic al liniei ce îl conturează, ce conturează forma, mi se pare foarte, foarte liber și tocmai asta mi se pare că ajunge să exprime, de fapt, faptul că mielul este total liber, este o formă pură, total liberă, care nici măcar nu concurează cu fondul puternic al morții, ca să zic așa, care îl simt, îl simt în lucrare, ci dimpotrivă, mi se pare că biruie fondul. Și nu este ținut de nicio lege, nici a compoziției, pentru că nu observăm neapărat un orizont sau o lege, de aceea cred că și titlul Mielul Cosmic se potrivește foarte bine. Nu pot să-l încadrez într-un peisaj neapărat, ci mai degrabă aș merge pe ideea asta a contrastului între moarte și viață. În același timp, sunt sugerate un fel de coarne care ar veni de la miel sub forma unor ramuri. Și m-am gândit ce ar putea reprezenta, poate, de ce flori și de ce acea formă albă, care nu știu ce vă sugerează dumneavoastră, prima oară când o vedeți. Eu personal m-am gândit, sau mie mi-a exprimat, florile, când văd florile mă gândesc la, din nou, viață, dar mă gândesc și la înviere, reînviere. Și conotând, adică făcând legătura cu mielul, mă gândesc și la rod. Și la înviere, din nou, viață. Iar ce se observă aici, ca un fel de pată, se spune așa, aș spune că are forma unui steag. Un steag și eu aș spune că este un steag al biruinței. Apoi, ce rămâne pentru mine personal din această lucrare, ca fiind cel mai, nu știu, cel mai frumos lucru, este faptul că mielul este un miel, să spun, al Universului, universal, un miel al tuturora. Pentru că nu este prins într-o formă și nu este apăsat de fond, este mielul este sursa și mielul este cum a venit legea lucrării. Eu aș zice că e centru de forță, de fugă al lucrării. Atrage privirea imediat. Și asta e semnificația, de fapt, asta e dorința artistului, să focalizeze totul acolo, în el. Pentru că el atinge între cosmosul. Ceva produce între cosmosul. Cred că de aia e și cosmic. Așa că la nivel cosmic lucrarea lui are o atingere profundă. Îmi plac petele de roșu, care sugerează, evident, sângele, ispășirii, lumina, de asemenea, care
Mielul este viu, încă nu e mort. Și de aceea cred că întunericul prevalează asupra luminii. Dar este sugerat sus, în partea cea mai adâncă de întuneric. Pentru mine e un început de rază de lumină. Și așa cum spuneai tu, fiind și flori de primăvară în viere, care pleacă din lumina mielului, de la miel. M-am gândit că culorile din miel pot fi oamenii care sunt creația mielului, de fapt, și în creator, cum existăm, noi toți suntem colorați, nu suntem la fel. Și în el existăm, fără el n-am existat, pentru că el ne-a creat. Asta mă gândesc. Mi-aș duce lucrurile în altă parte un pic. Mie, exprimă tablonul Iuri, e realitatea care trăim astăzi. Dacă uitați, e singura pată de lumină care există în lumea asta. Eu cred că dacă n-ar fi harul în care trăim, așa ar arăta lumea noastră. Totul un întuneric total. Moarte. Și doar lumierul spre care să ne îndreptăm și care e singurul alb întâi și noi. E foarte interesant ce spui, pentru că mielul acesta emană lumina. El e sursa. Și, da, și eu exact același principiu care se întâmplă într-o cameră întunecată total, când se prinde un bec, o lumină, totul se schimbă. Și culorile sunt percepute numai în lumină. Mm-hmm. Putea să existe culori și în toată chestia neagră, dar pentru că e negru nu se vede. Prima impresie care ți-o creează când vezi lucrarea aceasta este ca și cum tot spațiul grafic de aici se focusează spre centrul respectiv, micuț aici, care vedeți că este un miel adus pentru a fi jertfit. Se observă, cum bine vedeți, forma crucii, dar în același timp ce îmi sugerează, de fapt, această cruce este un altar care este privit de sus. Deci, mă impresionează, de fapt, este o perspectivă văzută de sus a crucii, care este un altar. Și aici este mielul sau berbecele din care l-a dus Avram jertfă și este oarecum prefigurarea ceea ce îmi spune mie, prefigurarea jertfei lui Iisus pe cruce, este jertfa pe care i-a cerut-o Dumnezeu să o duc lui Avram pe Isaac. Lucrarea mi se pare interesantă. Dacă o privești din perspectivă cosmică, ea se adesează tuturor celor patru puncte cardinale, prin direcțiile care le deschide. Cu alte cuvinte, putem vorbi despre universalitatea jertfei mielului. Dacă privești... Și aceste patru puncte, practic, formează crucea. Da, în sensul acesta. Dacă privești din perspectiva care leagă pământul de cer, deci perspectiva care poate fi văzută din lateral, vedem în primul această legătură dintre cer și pământ pe care mielul prin jertfa lui o realizează, în același timp, legătura dintre orizontală, dintre oameni și oameni. Și asta face ca mesajul mielului să fie complet. Nu doar leagă omul de pământ, ci leagă oamenii dintre ei, indiferent de rasă, de cultură, ci singurul element care poate aduna la o altă. Și istoria omenirii, așa cum am cunoscut-o până acum, demonstrată din plin lucrul acesta, este mielul. Pentru că el ne duce într-o altă existență, într-o lume a unei alte împărății care e guvernată de alte legi. Pentru că după legile guvernate aici și acum, niciodată legătura orizontală poate fi făcută decât în mod formal, decât într-un mod convențional și nu în esență. Puntea între oameni și oameni în esență nu poate fi făcută decât prin miel. Mielul care, aici în tablou acesta, este mult mai clar decât în celelalte. În celelalte pot fi, pentru neaveniții, interpretate ca fiind orice mielul. Dar aici, pentru cineva care nu cunoaște, nu are această cultură, îl obligă să privească la acest miel ca fiind Fiul lui Dumnezeu, ca fiind Iisus Hristos, pentru plasnicul Paștelui, pentru toți ceilalți, e clar, toți ceilalți de sculpturi. Asta e într-un fel, pictori, asta e într-un fel mai explicită.
Ei, această legătură pe orizontalitate între noi, într-o lume în care vrem să fraternizăm, într-o lume în care se afirmă din ce în ce mai mult că este foarte important să fim concilianți cu ceilalți, să ne acceptăm unii pe alții, dar este o afirmație falsă, că nu are acesta. Este singurul postament, acea jertfă care se mișcă orizontalității și care șade pe verticalitate. E o temă gândită și răzgândită, să zic așa, și de actualitate, aș putea zice, în același timp, indiferent de moment punctual de sărbătoare. Aș considera tema de actualitate pentru că vremurile prin care trecem sunt extrem de dramatice, aș putea zice. Sacrificiile prin care trece lumea la ora aceasta, dramatismele prin care familii întregi, putem, cum să zic, generaliza, putem să ne reducem strict numai la zona de România. Sunt drame, mii și milioane de drame în familii românești, copii care suferă. N-aș intra foarte mult într-o zonă, evit inclusiv cuvântul vis-a-vis de mai mari noștri, mai breji sau mai puțin breji. Trăim niște vremuri extrem de sacrificiale, aș spune. Și de asta mi se pare o temă de actualitate. Lucrarea dumneavoastră se cheamă Binecuvântare. Spuneți-ne o binecuvântare pe care știți că o aveți în viața personală. Păi, una doar, din cele multe. Că-s fiul părinților mei. Și au încă grijă de mine la vârsta asta. Acum, o binecuvântare, am zis așa ca și o sub formă de glumă treaba asta, dar cu siguranță e adevărat. O binecuvântare că am privilegiu de a fi și sculptor și pictor bisericesc și să lucrez împreună cu familia, cu tatăl meu, care el m-a învățat să pictez, și cu fratele meu mai mare, care și el este pictor, și formăm o echipă. În ce a constat pregătirea pentru expoziția Mielul, așa, colectiv? Am, din iarnă, studiem această temă și în fiecare joi ne întâlneam, aveam invitați muzicieni, teologi, dramaturg. Așa se pregătește fiecare expoziție colectivă la Atelier Plus. Asta e special. Nu chiar așa, dar fiind o temă foarte mare, Mielul lui Dumnezeu, am avut nevoie și fiind practic foarte biblică și foarte teologică, am ținut să avem invitați teologi în care să ne spună din toate unghiurile cum se poate privi Mielul și ca să ne ajute să ne îmbogățim noi, să înțelegem cum să-l percepem și cum să-l reprezentăm, pentru că, cel puțin ce mai privește, n-am încercat să ilustrez o teologie, ci o înțelegere a mea despre lucrarea Mielului, despre starea ce a simțit-o Mielul lui Dumnezeu când a ridicat păcatul lumii și rolul care este și de țap pentru Azazel, dar și Mielul glorificat din Apocalipsă. Cât de mult a venit, cât de aproape a venit publicul de inima acestor lucrări în interacțiunea pe care a avut-o cu voi, cu artiștii? Publicul de data asta a fost atât de aproape pentru noi că ne-a emoționat. Niciodată, de când activăm ca și grup, n-am avut un public atât de bun. Poate aș spune prea mult atât de pregătit. Dacă revenim la vernisaj și ascultăm fiecare intervenție, uimitor de profund a fost accentuat fiecare vorbitor. De aceea zic că publicul a fost de-a dreptul surprinzător de bun.
Mie mi s-a părut că mai lipsea o masă întinsă la care să stăm cu toții și să uităm să plecăm. Am fost surprins inclusiv de noi înșine, în felul cum am încercat să ne explicăm sau să căutăm acel deznodământ al lucrării personale, dar prin intervenția prietenului, colegului de grup. Și cred că un pic am fost și noi, ne-am autodepășit, pentru că neavând experiența respectivă, în fața publicului, în fața unei lucrări a unui coleg, am ars un pic din materie și cred că a ieșit un lucru bun. Publicul a fost satisfăcut, noi suntem satisfăcuți, chiar uimiți de bucuroși de ce s-a întâmplat și sper că de aici încolo să mai urcăm o treaptă și să atingem alte culmi în relația cu publicul și cu lucrările de artă. În perioada în care Atelier Plus pregătea mielul, expoziția mielul, întrebarea sezonului era în piețe, desigur, cât costă mielul? Așa că aș pune aceeași întrebare în spațiul acesta al expoziției, din punctul de vedere al artistului, al credinciosului, cât costă mielul? Dacă e să-l plătim, ceea ce el nici nu ne cere să o facem, pentru că nu putem să o facem. De ce ne dăm dar totul? E un har. Ne-a dat și ne dă pâinea cea de toate zilele și îmbrăcămintea și patul și acoperișul și hrana, și când nu mai are ce ne da, pentru că ne-a dat toate, își dă propriul trup. Mai mult nu se poate. Luați, mâncați-mă, beți-mă. E în fața acestui sacrificiu de a dărui absolut tot ce avem nevoie, inclusiv de a se dărui pe sine însuși, pentru că nevoia noastră cea mai mare este de fapt de El. În fața acestui sacrificiu, cât ar trebui să plătim? 100 de lei ca pe piață? 200? 500? Eu cred că noblețea extraordinară acestui lui și a prețului pe care el însuși l-a plătit ne obligă de a plăti cu tot ce suntem și noi, de a fi ecou la plata pe care el a făcut-o pentru nemernicii de noi. Și dacă ar fi să intrăm într-o rezonanță echitabilă cu mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele noastre, ar trebui să punem și noi pe masa asta de joc gândirea noastră, valorile, motivațiile, energiile, visele, speranțele, capacitățile, darurile, relațiile. Să ne punem pe noi înșine acolo ca preț, ca plată pentru ceva pentru care El nu ne cere plată. În încheierea acestei întâlniri cu expoziția Mielul a artiștilor plastici clujeni de la Atelier Plus, un dar, poezia lui Ioan Alexandru în lectura lui Liviu Mocan. Sunt Anca Brășfălean Șebeștien, pe curând. Cu mielul în brațe, bătrânul a plecat din sat, în zori, pe drumul spre cetate. Să-și pună mâna toți pe capul lui din cei robiți de boli și de păcate. Se spală astfel de multele greșeli de a fi rănit văzduhul cu strâmba lor făptură. Și mielul, împovărat cu neputința lor, e scos în nopți la lupi
temperatură. Acum el tremură în ger pe drum, abia zvântat din sânul maicii sale. Galben de alb, cu nările subțiri ce freamătă senine și domoale. Pe frunte-i picurat un clipăt cenușiu, l-a ars o stea când s-a lovit în noapte cu jarul ei încet de maica lui și i-a deschis izvoarele cu lapte. Ochii sunt verzi și limpezi, încă neumbriți de niciun val de patime străine. Oameni tot vin și spală în capul lui mâinile groase, pline de rugine. Urechile-i sunt din ce în ce mai lungi, picioarele din traistă au ieșit urloaie. Și mielul, iată-l, țap ispășitor, pe deal, în staur, răstignit în ploaie.